copiii nu au mai avut răbdare și astăzi noi vă arătăm toate cumpărăturile noastre noi și deja ceea ce am mai avut de anii precedenți și împodobim casa de Halloween la ultima sută de metri. Pui mâine, deci luni, astăzi este sâmbătă, luni este Halloween-ul, dar noi cam târziu anul acesta împodobim casa noastră. Haideți să vedem tot ce am luat noi. Un covor. Un covor cu picioare de vrăjitoare. Și foarte amuzant, am făcut și niște poze a lui Nicolas. El s-a culcat așa jos pe covor. Ia, Sara, haideți cu Sara, testăm. Culcă-te, Sara. A ieșit destul de interesant. Uitați-vă. Fără mini. Iată așa. Și acestea apar picioarele. Sare, da? Ești așa. O! Iată așa vrăjitoare avem noi. Aceste decorațiuni le-am luat, sunt decorațiuni de toamnă și o să le punem acuș undeva, deci de găsim locul. Haideți, ne așezăm aici și să vedem ce am găsit noi interesant. Am cumpărat tot ce nu am avut și tot ce ni s-a părut interesant. Nicolas, ia uitați. Poate tu să faci așa poveriți. Da, ce ziceți voi? Iată așa cap avem noi. Un dovleac. Dovleac. Această pălărie este cu păr. Wow. Așa. Am găsit. Și cu păianțe. Nu păianjen, ci cum se numește? Pânză de păianjen. Așa. Wow. Ce mai aici? Aici este, da, uitați-vă, o agrafă. Eu vreau, Nicolas vă arată. Haideți, priviți ce are Nicolas aici. Niște ghirlande, niște pantomi, pantomițe micuțe, care luminează. Vrei așa ceva da. Să-ți spun? Iată așa. Ia, priviți. O să vedeți voi, deci toate acestea au fost selectate, alese de noi, nu întâmplător. Urmează ceva, sperăm noi, interesant pentru voi. Poate reușim chiar de Halloween, dacă nu va apărea un video, iată, Mimi se teme. Mimi se teme de Halloween. Dacă nu, săptămâna ce vine, săptămâna... La început de noiembrie o să facem ceva, o să vedeți ce o să facem, nu promitem nimic, o să vedeți, sperăm să vă placă. Vedem ce este aici. Oh, este o hăinuță a cui? A Sofiei? A, nu, a Sarei. Deci la o parte, o dăm la o parte, aceasta tot o să o folosim în filmuleț, este un plic. Deci cam vă arătăm toate secretele noastre, vă zicem. Niște păianjeni. Niște păianjeni avem aici. Mulți. Iată, păianjenii noștri. Toate acestea au fost planificate să apară săptămâna aceasta, însă din cauza că am fost cu Nicolas la spital, da? Am trecut prin anestezie generală și acum avem un pic de probleme cu el, este inflamat gingia. Deci câteva zile i-am acordat tratamentului lui Nicolas, apoi bunielul nostru din Statele Unite a fost la noi, în ospeție, și noi deja, fetele au fost cu el, au petrecut timpul, a fost chiar și la piața centrală. Și ce ați mâncat voi acolo? Cum se numesc ăștia? Deci mi-era frică, ziceam să nu le doară burta. Au mâncat porumb fiert, da, la teasă, și de asta beleaș, cum se numește, carne. Porumb n-am mâncat. Nu? Nu. Înțeles că porumb ați mâncat. Am cumpărat. A, ați cumpărat. A, ok. Și beleaș, sau cum se aluat, de acesta cu carne înăuntru. Da, da, da. Da. Eu mă temeam să nu le doară burta, dar din fericire totul este bine. Da. Și unde ați fost voi la piață? Ce ați văzut? Pești. Avem aici ceva. Deci este, nu, este
un coif de vrăjitoare cu, da, cu niște apțibilduri, cu stickere pe care trebuie să le înfleiem aici. Dar aici este pentru un video, pentru un video, nu e pentru ice. Avem dovleac. Avem, acesta nu este doar dovleac. Da. Ce este asta? Eu presupun. Ce? Un set pentru masă. Și acum o să mergem și să punem pe masa noastră pentru farfurii. Aaaa! Și pentru cănuțe. Da. Wow. Drăguț? Da. Asta e pentru bomboane? Pentru, da, pentru bomboane. Am avut de ceva. Da, am avut ceva asemănător. Doar ea s-a rupt. S-a rupt. Da. Deci noi de obicei de Halloween alegem ceva să nu fie foarte înfiorător, așa, niște fantomițe, niște dovlece, ceva așa mai simplu. Acesta este un balon pe care tot o să-l vedeți în video, nu azi. Nu balon. Azi. Haideți să vedem ce avem aici. Aici este, cum se numește, bandă adezivă. Cu danger inscripția, attention și încă ceva aici este. Unde o să o folosim, nu știu, astăzi o să decorăm, deci casa cu acestea. Da. Până când arătăm ce avem și apoi începem să decorăm. Avem așa ceva. Jucărie. Ia, o jucărie. O jucărie și era încă una. Și încă una acum Nicola s-a arătat. Iată. Așa ceva. Și gata? Gata. Apar pus drumul. Așa o perucă am găsit noi. Încă o dată. Iată așa o perucă am găsit noi cu părul roșu, negru și alb. Și ce mai este aici? Aici nu e de Halloween. A, iată. Încă una. Încă una. Două. Bună ziua! Bună. Aici ce avem? Am căutat niște costume de Halloween. Iată, uitați-vă ce dovlecei. Am găsit doi dovlecei. Acesta nu e de Halloween, însă este foarte drăguț. Este o rochie de sirenă. Acum la noi au apărut mai multe costume și noi am cumpărat. Poate facem cândva ceva cu această rochiță. Acesta tot nu e de Halloween, dar mi-a plăcut. Este un costum de măgăruș. Mine! Măgăruș? Mine măgăruș! Iată! Măgăruș cu codiță aici. Și niște pantaloni. Și aici mai este ceva. Wow, da, este, este, este. Iată așa ceva este. Cum se numește, nu scrie ce este. Este o cheie. Iată, și încă niște dresuri. Iată, așa. Mimi. În linii. Mimi unde este? Era în... În sacoșă. Da? La o parte. Nicolas. Cel mai activ este Nicolas. Păianjen. Păianjen, da. Am luat și anul acesta lumânări de acestea care fug de noi. Iată așa care ceva. Care fug de noi? Mimi. Așa. Dar nu lucrează. Păi trebuie să-i punem baterii. Și așa ceva. Așa lumânări. Deci tot. Deci nu am procurat lumânări adevărate. Sunt de acestea care... Deci, da, nu e periculos, le lăsăm chiar și pe noapte, dacă nu e problemă. Așa ceva. Da. Și ce mai este? Ceva interesant să-l dat. Din nou mai este? Dar dacă avem ceva nou, dacă nu ne apucăm de lucru. Este încă o rochie pentru filmulețe, nu de culoare. Mimi! Mimi s-a urcat! Aceasta, apropo, am luat-o tot acum, am cumpărat-o și tot o să apară în video. Ce? Pânză de păianjen. Wow! Avem pânză de păianjen. Și păianjen. Gata. Coroană? Da, tiara, regina. Așa ceva. Oh,
Avem de toate culorile, da? Uitați-vă! Ce tribuță! Și, 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 și mai este ceva. Da, acestea le-ați văzut sau nu? Uitați-vă! Cât de drăguțe! Wow. Aveau niște accesorii pentru păr. Și încă ceva pentru filmulețul ce va urma, însă nu vă arăt, pentru că este ceva secret, iată aici. Atât. Cred că deja mulți dintre voi cunosc vrăjitoarea noastră. Iată. Haideți să o pornim. Unde se pornește ea? Aici. Wow, ce, wow, ce piciorușe, drăguțe! Iată. Ai pornit-o? Da. Would you like to have a nice, delicious frog treat? Here, take one. Take one! Ce, Mimi? Ți-este frică de ea? Salut, tata! Salut! Tata lucrează. Iată, el deja ne pregătește lumânările. Oh, ce frumoase! Acestea sunt mai mari și acestea sunt mai mici. Mai mici. Ce ai tu acolo? O fantomă! Dar cum se stinge? Nu știu. Dar cum se stinge, tata? A, de unde? Ai, cam dificil. Sunt două culori, să zice. Dar nu știu. Ia uite. Da. Așa. Nu? A, nu, una are efect de stare de parcă arde, știi? Schelet avem aici. Am găsit și o piniata dovleac de Halloween pentru dulciuri. Sara a numărat și a zis că sunt 4. Și am zis că nu e problemă. Noi suntem 5 pentru ea doar nu o să fie. Da? Da. Pahare. Oh, da, apropo, am găsit și pahare. Da. Dar câte sunt? Două? Două. Din nou, doar pentru mine și pentru tata și pentru voi, nu. O să vă uitați. Nu, o să bem cu toții pe rând. Așa. Vai, cât de drăguț. Vă arătăm și paharele noastre. Cu pisicuțe și dovlecei și cu niște schileței. Și dovlecei. Și dovlecei. Iată așa și iată așa. Pentru mine și pentru tata. Avem noi. Pentru tine. Bine, ok? O să avem cu Nicolas discuții dacă nu-i dăm lui. Căutăm, am găsit încă o cutie cu decorațiuni de Halloween mai vechi și mai noi și iată, facem curățenie aici. Asta este toate costumele de ziua Sofiei. Da, de ziua Sofiei. Mm-hmm. Aici, un costum de cine? De cine? De o vrăjitoare săracă. Ce e asta? Ce e asta? Un dovleac pe care Nicolas anul trecut sau nu știu când era mai mic l-a mușcat și l-a aruncat și noi nu l-am aruncat. Wow! Îmbrăcați-vă rog pe Mimi, uitați. Mimi! Costum de Halloween pentru Mimi. Așa. Pânză de pe Iangen, acestea sunt farfurii. Apropo, veniți aici. Pentru că noi deja aici câte ceva am pregătit. Iată. Aici o să punem niște dulciuri. Până când putem pune dovleceii noștri, acești păianjeni. Și încă un dovlecel aici pe masă, care luminează, da, Nicolas? Așa, avem o masă frumoasă? Da? E, uite, e frumoasă masa noastră? Da? Da. Ce, s-a primit? Gata, da. Zboară. Wow, Mimi! Și Mimi, gata. Gata, Mimi e frumoasă.
Ce faci? Că ceva pentru Mimi. Și asta. Deci asta chiar de Halloween, cred că, da? O să-mi place pe asta. Mimi. O, asta se poate pentru Buciu și aceea pentru Mimi. Mm-hmm. Niște lumânări. O, ele încă luminează, uitați, de anul trecut. Mama. Wow, ce frumos. Să fie. Mm-hmm, super. Wow. Avem coadă de pisică. Ce-i Mimi? S-a speriat. Mai avem încă niște șoareci. Am uitat de ei. Șoareci. Oh, da, da, da. Șoareci, păianțe. Am deschis. Instalăm aici o pânză de păianjen cu păianjen mare, mare, negru. Ce? Demeți! Vă este frică? Voi să vă demeți! Ce acolo? O, da, da, da. Nu, 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 nu. Da, 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 nu, nu, nu. Aici. O, da, da, da. O, nu, nu, nu. O, nu, da, da. O, da, da, da. O, nu, nu, nu. Aia avem încă o pânză. Și asta, poate aici undeva în colțul acesta. O. Parcă ești nor. Astem cu orașul. Ștea cum vă pare? Cum arată? E bine? Da. Da. Parcă e chiar de aici. Am încercat să o punem și acolo, și acolo, și deci aici este cel mai potrivit. Aici se fierbe poțiunea magică. Iată. Vedeți? Tocmai iese aburi. Așa, de aici în sus. Seamănă aburi sau nu? Cum vă pare? Nu? Nu prea. Super. Este periculos aici, da? Fierbe poțiunea și e periculos. Adăugăm pânză de păianjen și aici, acest colț. Noi tot pregătim, decorăm, decorăm. Îmi pare că gata, 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 finisăm și încă nu. Peștișorul pe masă pentru șervețele. Am găsit aici încă un costum de Halloween pentru Mimi. Unde este ea? Mimi! Uite-ți-o. Mimi este gata! Ia, stai. Hai, aleargă. Fă ceva. Mimi, Mimi! Mimi! De data aceasta este în rochie Mimi. Dar seara nu am îmbrăcat-o până seara. Labele nu e băgat, uite. Laba trebuie aici să fie. Iată așa. Și iată așa. Vai, Mimi, câte rochi ai tu. Vă arătăm. Deja se dezleagă. Da? Sau nu? Așa era? Așa era. Ok, deci avem aici așa un colț de Halloween de toamnă. Iată așa arată. Frumos.
Aici lustra, o puteți vedea, zona aceasta a televizorului, cu mulți păianjeni, șoareci și fantome. Aici este zona șemineului, unde este foarte danger, este foarte periculos. Și acolo fierbe o poțiune magică. Mini-bucătărie. Mini-bucătărie pentru vrăjitoare, da? Iată, vrăjitoare. Aici avem un loc de dulciuri, este un prank, am pus niște păianjeni în partea aceasta. Dar partea aceasta sunt niște furnici. Furnici? Da, iată-le. Niște furnici. Și avem și niște șoricei tot aici. Așa, avem un liliac acolo sus. Aici sară și eu. Aici, da, fetele au decorat acest colț. Apoi și se aprinde oglinda doar așa un pic, la scară aici tot un pic de pânză am pus, la intrare tot este ic și pânză. Și tot încă un piculeț am decorat și aici. Ne-au rămas încă foarte multe decorațiuni, pânză de păianjen, multă nouă, însă sincer nici puteri nu avem, deja nici dorință nu mai avem să decorăm. Iată, așa aici arată. Aici așa arată masa noastră de Halloween. Acest peștișor este pentru șervețele. Trebuie să punem aici șervețele și o fantomă lângă Rio. Ce cam atât. Așa acolo în spatele tău este pânză de păianjen. Cam atât. Dați like-uri dacă vă place. Mie mi-am decorat-o astăzi cel mai mult. Ați văzut că i-am schimbat hăinuțele. Acum ce este îmbrăcată? Stai, Sara. Așa trebuie îmbrăcată? Nu. La... E singură să... Copăniață? E singură să dezlieg. Așa, stai un pic. Mini, hai. Tu astăzi ești cea mai frumoasă la noi. Mini. Gata, deja zice că nu mai vrea. Nu mai vrea, deci nu vrea. Mie nu prea. Ce-i Nicolas? Iată așa. Și cam atât. Cam atât. Dați like-uri dacă vă place. Dați dislike-uri dacă nu vă place. Deci dați dislike-uri. Dați și dislike-uri. Bine, noi acceptăm și dislike-urile și like-urile și scrieți comentarii și așteptați un nou video de la noi. Ceva legat de Halloween. De Halloween, să zicem așa. Deci o să folosim aceste decorațiuni pentru acel video. Nu e video de Halloween, însă este un pic așa mai mistic, să zicem așa. Da. Însă nu este de groază, nu este horror, este ceva neobișnuit. Sperăm să vă placă. Cam atât. Scrieți ce vreți, noi o să citim. Dați like-uri și